telespectatoare, dragi telespectatori, iată-ne în sezonul cel mai frumos al anului, cel mai încărcat de emoție, sezonul colindelor, când sărbătorim cu inimile pline de lumină nașterea Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos, Emanuel, întruparea lui Dumnezeu. Mă bucur ca în acest an să avem o ediție specială de Crăciun a emisiunii Pentru Noi Femeile și să am alături de studio o distinsă și iubită familie, familia Tson, fratele doctor în teologie Iosif Tson și soția dânsului, sora Elisabeta Tson. Vă spun bun venit din toată inima și vă prețuim ca un dar de sărbătoarea nașterii Domnului. Vă mulțumim, Rodica, și sărbători fericite la toți care ne ascultă. Sărbători fericite la toate surorile și prietenele care iubesc pe Domnul Iisus și pot trăi cu bucurie în sezonul acesta și să simtă că Domnul Iisus a venit, a coborât pe pământ pentru noi. Așa să fie. Primim din toată inima sărbători fericite și spun și eu telespectatorilor un Crăciun luminat și fericit. Amen. Aș vrea să știu ce aduce nou anul acesta pentru dumneavoastră la sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Pentru mine, anul acesta este anul care a fost dedicat în întregime bunătății. Triumful bunătății în inima fiecăruia dintre noi, în familie, în societate, în biserică. Vrem să instalăm bunătatea Domnului Iisus, bunătatea lui Dumnezeu în toate locurile posibile. Pentru mine, apropierea acestor sărbători înseamnă foarte multe lucruri. Evocări de amintiri. Amintiri, sărbători petrecute într-un mod special, întotdeauna. Am învățat în casa părinților mei, în familia părinților mei, cu părinții mei, sărbătorile să le întâmpinăm într-un mod deosebit. Să dăm importanță sărbătorii. Să trăim mai atenți și să ne putem închina într-adevăr. Viața, tot ce facem, începând cu curățenia, mâncarea, pregătirile, totul, să facem de dragul Domnului Iisus. Și apoi să ne uităm unde putem face bucurie, la cine și cu ce. Cu tot ce, orice nevoie se ivește în calea noastră, să putem întâmpina nevoile celor care să simtă și ei ce simțim noi, să trăim bucurie. Bucuria nu se poate cumpăra, nu se poate plăti, ea trebuie cumva trezită. Fiecare om are chipul lui Dumnezeu, care este poate încărca de alte lucruri. Sunt multe lucruri ca să ajungă chipul lui la suprafață. Ca omul să se bucure de chipul lui. Și apoi să transmiți această bucurie pe care o simți și o trăiești, să o poți transmite la toți, la familia ta, la cei din biserică, la prieteni. Adu-ți aminte de cei care nu i-ai lângă tine, dar le poți transmite. E așa de ușor astăzi să le transmiți gânduri și dragostea care o ai, nu te lasă să stai, să nu faci nimic. Și în final, bucuria mea este ca să fac bucuria. Și Domnul Iisus a venit și a adus bucurie. Cred că nimeni n-a auzit de bucurie și pace între oameni. Mă gândesc la cerul acela plin de pace, luminat de stele,
dar și de corul îngerilor. Și pacea care a coborât, o pace care n-a cunoscut-o niciodată lumea. Dar de atunci a început pacea să fie cunoscută. Să se întindă. Să se întindă, da. Și mă bucur că ați reușit să faceți această bucurie de care vorbeați și să contribuiți și la împrăștierea păcii prin simplu fapt că ați acceptat să veniți aici la Credo TV, unde mulți români se întâlnesc, români din diaspora, așa cum sunteți și dumneavoastră acum, de pe diferite continente, români din țară, de la oraș sau de la sat, deopotrivă ne urmăresc și se bucură și apreciază efortul dumneavoastră de a petrece sărbătoarea împreună cu noi și cu telespectatorii. Aș vrea să ne povestiți cam al câtelea Crăciun îl petreceți împreună ca și familie și ați pronunțat deja cuvântul amintiri, să vedem care ar fi cele mai frumoase câteva amintiri legate de sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Noi sărbătorim al câtelea? Al 57-lea. 57-lea. Deci, domnul profesor de limba română este foarte bun și la matematică. Da, felicitări! A știut. Nu mulți bărbați știu numere din astea. Nu-i numai 56, 57. 57 de ani împreună frumos. Felicitări! Da. Și mulți înainte. Mulțumim. Mulțumim! Așa ne gândim și noi. Tot împreună. Amin. Tare multe asta aminte chiar e frumoase. Un dar de la Dumnezeu. Da. Noi realizăm lucrul acesta. Noi realizăm ce mare dar și har ne dă Domnul să fim împreună și să ne bucurăm, să ne putem într-adevăr, avem libertatea. Tot bucuroși, tot fericiți. Tot fericiți, tot bucuroși și avem toată libertatea să ne bucurăm. Și libertatea trebuie să o ai când ai libertate să privești și să știi că ești în legătură cu cerul. Și poți să-i spui, Doamne Iisuse, eu mă bucur de tine, dar știu că și tu te bucuri de mine și te bucuri de noi. Și noi sărbătorim, de fapt, sărbătoare este în fiecare zi. Pentru că noi știm, viața noastră este o viață trăită pentru Domnul și noi știm când o trăim pentru Domnul că El trăiește în noi. Nu mai trăiesc eu, ci El trăiește în mine. Și aceasta este bucuria noastră. Și asta ne dă energie, putere, libertate, biruință, pace. De multe ori am zis, noi trăim ce scrie. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Să vă păzească mințile și inimile. De multe ori am spus, au fost ocazii când am zis, să știi, Iosif, noi trăim ce scrie. Nu ce? Numai la sărbători. Nu numai, nu. Și s-ar putea, și putea spune la situații, ar putea destul de grele. Dar Dumnezeu ia povara. Știi? El nu te lasă să fii încărcat de poveri, de greutăți. Nu. El îți dă bucurie. El îți ia povara și îți dă bucurie. Pentru că El e bun. Nu te lasă niciodată de rușine. Niciodată. Care ar fi colindul preferat al familiei Țon? Wow! Surpriză, pentru că niciodată sau dacă aveți nu ne-am gândit, dar... Gândind la tine, o Betleeme, asta era colindul tata. Sigur că... Nu o să vă pun să-l reproduceți, nu, dar nu. Așa, ca să știm... Care cântece vă sunt mai aproape de suflet? Deci gândind la tine, o Betleeme, un cântec foarte vechi. Da. Și a dumneavoastră? Moș Crăciun, cuplete d'albe. Da, îi place lui Iosif mult. A sosit de prin ameți și aduce daruri multe.
la fetițe și băieți. Asta și... e așa mai de copii. Da, noi suntem copii. Și din an în an sosesc mereu la geam cu moșa. Asta îmi place. Zi. E sărbătoare și e joc în casa ta acum, dar nu uita, când ești voios, române, să fii bun. Foarte frumos. Deja m-ați introdus spre o altă întrebare care o aveam notată. Legat de teologia care ați amintit-o și la început, care vă preocupă, școala bunătății. Una dintre promisiunile privitoare la nașterea Domnului Iisus este cea făcută de profetul Isaia, care spune: Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu care se va numi Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Aș vrea să ne vorbiți un pic mai pe larg despre aceste aspecte teologice legate de Emanuel, legate de pruncul promis. În primul rând, sărbătoarea aceasta presupune copilul Iisus, pruncul Iisus, Dumnezeu coborât la noi ca să fie Emanuel. Minunea că Dumnezeu se face om, minunea că Dumnezeu ne ia pe toți în sine, aceasta e cea mai mare minune, că El se coboară la noi, dar ne se coboară la noi să se facă una cu noi și să ne facă pe noi una cu El. Pentru că după ce ne-a asumat în El, după aceea El trăiește viața noastră și El moare moartea noastră, El trece prin tot ceea ce trebuia să trecem noi datorită păcatului și nu vom mai trece, pentru că a trecut El pe acolo. Ne-a salvat de la o moarte sigură. Ne-a salvat și nu numai că ne-a salvat, dar ne-a adus cu sine viața lui Dumnezeu. Ne-a adus această viață plenară. De aceea Crăciunul e sărbătoarea bucuriei, e sărbătoarea plinătății, sărbătoarea mulțumirii, sărbătoarea împlinirii, toate pentru că Dumnezeu a coborât la noi și îi rămâne cu noi și toată viața o trăim împreună cu Emanuel. Dacă așa stau lucrurile, aș vrea să trecem de la aspectele teologice imediat spre cele practice și haideți să ne gândim la niște recomandări care le-ați face împreună bunului creștin român, astfel încât să simtă profunzimea sărbătorii, să nu se aleagă doar cu multă pregăteală, oboseală, dezamăgire în final, ci să putem să sorbim cât mai mult din acest Emanuel, din acest dar care îl conține pe însăși Dumnezeu. Cum să facem? Să nu în ne scape. În primul rând, investește gândire în pregătirea sărbătorii. Eu stau să mă gândesc mult cum să fac ca toți să fie fericiți. În masă, la masa de Crăciun, la ce voi spune eu celorlalți, cum îi antrenez pe ceilalți, cum am grijă ca niciunul să nu fie neglijat, cum să solicit fiecăruia participare cu bucurie. Lucrurile acestea nu vin de la sine. Lucrurile acestea trebuie gândite, trebuie planificate și să se vadă când sunt toți la oaltă că nu e doar un haos acolo. Cineva a pregătit bucuria și să te gândești cum aduci tu bucuria în casă atunci, prin ce?
chiar și prin gesturi, prin ce cântări, prin ce cuvinte să spui la masă, prin ce rugăciune faci acolo. Dacă nu gândești lucrurile dinainte, e un haos. Dar dacă le gândești tu dinainte, ca șef al casei, să zicem, soția, și mai ales sfătuiți-vă amândoi ce vom face, cum vom pregăti, cine va fi la masă, cum îi atenționăm pe fiecare, și creiem sărbătoarea dinainte gândindu-ne și după aceea fiind gazdele, fiind cei care oferă bucurie, care oferă sărbătoare. Sărbătoarea se face și se face prin această gândire, pregătire și cooperare, în special la soțului și a soției, ca să facă celorlalți bucurie. Minunat! Am reținut. Facem sărbătoarea și apoi o trăim prin interacțiuni de calitate, bine, cu dedicație, cu premeditare, în bazat pe cunoștința bunătății lui Dumnezeu, ce spuneați mai devreme. Cred că și sora Elisabeta are un sfat, poate pentru surori mai cu dedicație. Nu, mi-am adus aminte de ceva foarte interesant, dar se potrivește mai mult la copii. Mi-am adus aminte că eram fetiță, nu știu de câți ani o fi avut, câțiva doar, și când părinții mei au făcut pomul de Crăciun și m-au dus în camera unde era pomul de Crăciun, eu știam deja că Domnul Iisus este darul ce-l primim noi de la Dumnezeu. Asta am învățat de la tata și am cunoscut, și noi sărbătorim darul lui Dumnezeu venit la noi, la oameni, și în special pentru că e un bebeluș, copiilor le plac bebelușii și se lipesc tare de bebeluși. Și mi-aduc aminte că m-a dus, tăticul m-a dus până în pragul ușii a camerei unde era pomul. Și când am văzut așa, m-a impresionat de tare și am zis, dacă el este darul, eu ce dar să-i dau? Ce pot să-i dau eu lui? Și n-am știut ce să fac. Și am fugit ca săgeata. Am intrat sub pom cât am putut de tare și am zis, mă aduc pe mine. Eu să fiu. Și mi-am imaginat că ieslea e acolo. Știam că e acolo ieslea cu Domnul Iisus. Și eu stau lângă iesle pentru că mă predau eu ca un dar. Mă fac pe mine darul lui. Și m-am gândit după aceea mai târziu că în inima de copil poți dărui tot. Când te dăruiești pe tine, nu-ți mai trebuie nimic. Nu-ți mai rămâne nimic altceva când te dăruiești pe tine. Așa. Și mi-a rămas asta foarte mult în minte. Am și scris un articol odată. Am vorbit la radio Europa Liberă. Numai povestea a fost mai lungă puțin. A apărut un articol și într-un ziar din New York. Și am auzit de la mai mulți români care erau în lagăre, ori în Austria, ori în Italia, că povestea Crăciunului povestită de mine i-a făcut așa nostalgici. I-a sensibilizat. Da, pentru Crăciun și pentru Domnul Iisus. Și am zis, într-adevăr, ce poți să simți? Simți dragoste și sigur că dragostea e plină de bunătate. Te face bun. Te face bun. Nu numai atât, dar tot ce faci, orice mișcare a ta nu este lipsită de atenție. Să vezi, să nu greșești. Să nu-L superi pe Domnul Iisus. Domnul Iisus a venit la tine în casă. Nu cumva să plece din casă de la tine. Să ai grijă cum vorbești. Mi-aduc aminte că tata
ne spunea, aveți grijă cum vorbiți unul cu celălalt, vorbește frumos. Sau, ce vrei să faci tu de Crăciun? Ai grijă, ajută pe cineva, fă un dar cuiva. Poate știi un copil care n-are ce ai tu. Oare ai putea să-i dai ce ai tu mai bun? Ai putea să dai ce ai tu mai bun? Noi făceam daruri. Făceam daruri. Și eram așa de fericită. Și asta era un lucru foarte important. La sărbătorile de Crăciun și de Paște, să fim atenți unul față de celălalt și să avem cât mai mare atenție la felul în care ne adresăm, ca și când am vorbit direct Domnului Iisus. Parcă numai cu El vorbim. Și am rămas de atunci. Întreb și acum, Doamne Iisuse, îți place cum vorbesc? Doamne Iisuse, îți place ce am făcut? Chiar și dacă am făcut curățenie, sau am spălat vasele, sau orice lucru mic, sau am vorbit cu Dumnezeu. Îți place, Doamne Iisuse? Îți place? Te bucuri? Am spus ce ai vrut tu? Deci, îți stârnește o dorință de a-i plăcea lui. Și ca să-i placi lui, asta vine cu dorința de a face bine, de a face ceva, a trece la acțiune, pentru că fără aia n-are niciun sens. Cum poți să-ți demonstrezi dragostea ta și bunătatea ta dacă nu treci la o acțiune? Și asta era în sărbători. Asta este. Dar să vă spun, rămâne. Trec sărbătorile, dar tu păstrezi mai departe obiceiul de a te purta ca să-i placă lui. Deci rămânem cu un antrenament, da, de la sărbători, cu niște obiceiuri bune. Obiceiuri se formează. Dacă sărbătorim așa cum trebuie. Da. Pentru că noi avem această dorință și cuvântul spune că El dă voința și El dă și puterea. Ori nu ți-o dă numai pentru o scurtă vreme. O dă și nu ți-o mai ia. Ai rămâne pentru tine în viața ta să o exersezi mai departe, pentru că nici nu-ți vine să o părăsești. Ai început să îndrăgești aceste lucruri care te fac atât de fericit. Că în final, toate lucrurile pe care le faci tu, te faci pe tine fericit cu ele. Ca și într-o familie, când se naște un copilaș, de dragul lui, părinții fac anumite schimbări de dragul lui. Din ce spuneați, sigur, de dragul pruncului născut, sărbătorim cumva, dar pentru că vrem ca el să rămână la noi, rămânem și noi cu acele obiceiuri care îi plac lui. Foarte frumos cum ați expus. Să nu uităm că El a venit la noi ca să rezolve nefericirile noastre. În primul rând, să ne aducă iertarea lui Dumnezeu. Noi suntem împovorați de atâtea vinovății, de atâtea mustrări de conștiință, apăsați de atâtea falimente. De sărbătoarea nașterii Domnului Iisus trebuie să auzim vocea blândă a Tatălui: copiii mei dragi, iertate sunt toate păcatele voastre, le-am iertat pentru că le-am luat asupra mea prin Fiul meu. Și în al doilea rând, după ce El ți-a adus iertarea Lui, care dintr-o dată înseamnă ușurare, eliberare, pace, să nu uităm că tradițional românesc Crăciunul înseamnă să ne împăcăm unii cu alții, să ne iertăm unii pe alții, să mergem unul la altul, să ne spunem, e vremea să facem pace, e vremea să trecem cu vederea, să uităm ce a fost, să ne împăcăm.
Și sărbătoarea Crăciunului e sărbătoarea iertării, sărbătoarea păcii, sărbătoarea împăcării și din astea, din ușurarea care o simțim că am fost iertați și din pacea care am făcut-o unii cu alții, iese adevărata bucurie. Bucurie, bucurie, bucurie că nu mai avem povara păcatelor și bucuria că ne-am iertat unii pe alții, că ne-am împăcat, că nu mai este vrăjmășie. Acestea sunt elementele de bază ale sărbătorii nașterii Domnului Iisus. Și astea, El zice, voi trebuie să le faceți. Voi să simțiți iertarea mea, să primiți iertarea mea și apoi să vă dăruiți unii altora, să vă împăcați. Și atunci voi aduceți bucuria, dar eu am pregătit cadrul și eu am făcut ce trebuia făcut ca voi să puteți primi iertarea și să faceți împăcarea. Și atunci e bucurie dumnezeiască, atunci îngerii cântă pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și pacea este numai între cei plăcuți lui, după părerea mea. Aș vrea să ne referim puțin la cuvântul Crăciun. Ca și profesor de limba și literatura română, aș vrea să ne vorbiți un pic despre etimologia lui și dacă etimologia are legătură cu nașterea Mântuitorului sau are legătură cu altceva. Pot să vă surprind cu faptul că oricât s-a cercetat, nu se poate stabili cu certitudine de unde vine cuvântul Crăciun. Sunt mai multe teorii, mai multe speculații. Unii zic că e bine să-l folosim, alții că nu-i bine să-l folosim. Eu zic să nu ne împiedicăm de terminologie. Oricum, pentru noi, cuvântul Crăciun are un farmec al lui. Îți inspiră toate aceste elemente de bucurie, de pace, de sărbătoare a familiei. Pentru mine personal, dacă aș lua cuvântul Crăciun din toate astea, aș lua ceva din farmecul copilăriei, din farmecul tradițional românesc. Și e bine să păstrăm și tradiții. Așa că Crăciun, sărbătoarea nașterii Domnului. Dar să nu ne împiedicăm nici într-un nume și să ne bucurăm de realitatea. Realitatea că Dumnezeu a coborât, s-a făcut una cu noi, ne-a asumat în sine și a rezolvat în sine tot ceea ce noi nu puteam rezolva. Și ne-a dat viața lui dumnezeiască, dându-ne pe Fiul Său. Acum, dacă tot suntem la interpretări de cuvinte și văd că avem ocazia potrivită, pentru că vă place literatura și limbile vechi, haideți să ne referim la cuvântul Mesia, un alt nume dat Domnului Iisus. Ce ar trebui să însemne numele acesta pentru noi? Pentru noi cei care sărbătorim acum și ne amintim de nașterea și întruparea Lui. Cuvântul Mashiach e un cuvânt ebraic care de fapt înseamnă unsul. Dumnezeu, când își trimitea un sol al Lui, îl trimitea pe baza unei ungeri. Ungerea semnifica consacrarea, punerea deoparte pentru slujba lui Dumnezeu. Și lumea aștepta un asemenea om, un personaj dumnezeiesc, trimis de Dumnezeu, uns de Dumnezeu, pentru mântuirea noastră, pentru salvarea noastră, pentru ridicarea noastră, pentru împlinirea noastră ca oameni
și ca fii de Dumnezeu. Deci Mesia în ebraică unsul, în greacă același cuvânt e Hristos. A, iată, încă un nume unsul, care nu trebuie să vă mai întreb, că deja... Unsul. Da. Mashiach, Hristos, unsul. Și ele reprezintă actul acesta fundamental a unuia trimis de Dumnezeu în beneficiul nostru, în favoarea noastră, pentru mântuirea noastră. Și acum, dacă tot am vorbit de termenii din care vine cuvântul Mesia, termeni evreiești sau grecești, cred totuși că ne puteți confirma că nu se limitează la cele două popoare, ci trimiterea lui a fost pentru oameni din orice neam și din orice seminție. Dumnezeu s-a întrupat pentru omenire. El a coborât în omenire. Pe Dumnezeu l-a interesat umanitatea. Și de aceea toate popoarele pot sărbători venirea lui Dumnezeu la noi. Deci minunea minunilor e faptul că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Lumea. Și fără deosebire, fără să facă discriminare între un popor sau altul. Creștină, păgână, musulmană, budistă. El a venit pentru toți, a suferit pentru toți, a murit pentru toți și se oferă astăzi tuturor. Pentru că esența acestei sărbători e Dumnezeu ni se oferă, Dumnezeu ni se dăruie, dar El nu se forțează în noi și pentru noi, El se oferă. El zice, eu stau la ușă și bat. Și la sărbătoarea aceasta, dacă îi te deschizi, dacă îl primești, atunci sărbătoarea devine sărbătoare. Pentru că sărbătoarea aceasta înseamnă că i-am deschis inima, i-am deschis casa, i-am deschis familia noastră și dintr-o dată Dumnezeu e cu noi, Emanuel. Dar lucrul acesta trebuie să-l facem noi, conștient, să zicem, Doamne, Tu vrei să Te naști din nou în casa noastră, în familia noastră. Tu vrei să ne oferi astăzi iertarea Ta, pacea Ta, prezența Ta, bucuria Ta, împlinirea Ta. Și noi Te primim, noi receptăm, noi tresăltăm și cântăm de bucurie și colindele Crăciunului nu sunt altceva decât expresia noastră de bucurie că Dumnezeu ne-a dat darul Lui și noi am primit darul Lui și dintr-o dată casa noastră este plină de Dumnezeu. Cred că mulți din cei ce ne văd și ne aud acum au fost de acord că nașterea Lui în inima noastră aduce bucurie. Dar, ca și pe vremea Imperiului Roman, când Domnul Iisus s-a născut, au fost multe pericole, oameni care erau prea ocupați, astfel încât El a trebuit să nască într-un staul, apoi a fost supărarea regelui Irod și masacru care a avut loc și, dintr-un anumit punct de vedere, nașterea Lui în anumite inimi este împiedicată de pericole, de irozii viacului acestuia. Ce i-ați sfătui pe acești oameni? Iisus a rezistat, a scăpat de ei, dar cum pot face eu ca nu doar să sărbătoresc 3 zile și să mă umplu de bucurie, după care
irodul cel întunecat al zilelor noastre să-mi aducă doliu, să-mi aducă dezamăgire și singurătate din nou. Sigur că totdeauna există amenințări, dar tocmai de aceea, de cea mai mare importanță e ca eu să mă fac una cu El, așa cum El mi se oferă să mă fac una cu El. El se face una cu mine și eu, primindu-L, mă fac una cu El. Tocmai ca de acum încolo El să rămână cu mine. Și sigur că atunci pot să vină toți irozii, pot să vină toți dușmanii, eu îl am pe Dumnezeu în mine. Și eu și Dumnezeu suntem majoritatea în cosmos. Eu și Dumnezeu formăm majoritatea în cosmos. Asta însemnează că oricâți dușmani aș avea, ei nu mai sunt dușmanii mei. În primul rând pentru că Dumnezeu m-a umplut de iubire. Și oricâți mă urăsc, eu îi iubesc. Și îi iubesc și le spun și de sărbători, sărbători fericite, dușmanii mei, vă iubesc, sărbători fericite și vouă. Și oricine care nu mă înghite, înseamnă că s-a întâmplat ceva cu gâtul lui și nu mă mai poate înghiți, noi ne uităm la posibilitatea asta ca după ce am sărbătorit să vină invazia răului mai puternică. Nu ne temem. Nu ne temem de nicio invazie a răului pentru că Emanuel e cu noi. Noi ne-am făcut una cu Dumnezeu pentru că Dumnezeu s-a făcut una cu noi. Și indiferent câte atacuri sunt de la cel rău, noi biruim. Suntem mai mult decât biruitori cu acela care ne-a iubit. Așa este și cum ați pus în imaginea care ați amintit-o, că noi singuri, fiecare dintre noi împreună cu Dumnezeu, suntem majoritatea în univers, suntem mai mult decât biruitori. Iisus, care a fost una cu Tatăl dintotdeauna, n-a putut fi strivit nici de mânia lui Irod, nici de alte lucruri care i s-au întâmplat și în urmă și-a dat de bunăvoie viața pentru noi, pentru că așa a fost planul lui Dumnezeu. Dar El este viu în vecii vecilor. Și așa se întâmplă fiecărui credincios care este în această comuniune. Aș vrea să o întrebăm pe sora Elisabeta din perspectiva unei femei cu sensibilitate, să ne uităm un pic, sigur puteți să o ajutați, să ne uităm la Maria. Sunt niște aspecte mai discrete. Când ea se întâlnește cu îngerul Gavril și află prima că Iisus se va naște, îi spune niște promisiuni frumoase despre scaunul de domnie al tatălui său David, îi spune că pruncul va împărăți peste casa lui Iacob și că va fi mare și domnia lui nu se va sfârși. Și totuși după 9 luni sau mai mult sau mai puțin, probabil mai mult, sigur mai mult de atâta, ea se trezește într-un staul rece, singură, fără cele necesare pentru un prunc obișnuit, nu pentru un prunc care este pregătit un scaun de domnie. Oare cum o fi trecut peste aspectul acesta și n-o fi fost tentată să zică că Dumnezeu nu este credincios sau eu n-am auzit bine sau îngerul nu mi-a transmis tot? Și cum facem noi când ne confruntăm sau cum să facem cu astfel de discrepanțe între promisiuni și realități? Cred că aș putea spune din experiență, când Dumnezeu te trece prin încercări,
într-un fel, ar spune, cum a fost și ea, să ar fi putut simți prigonită și părăsită și trebuia să fugă de Irod și trebuia să se ascundă și... Dar... Poate l-au putut acuza pe Iosif dacă nu era așa credincioasă. Păi uite, nici atâta n-ai știut să te organizezi, să te îngrijești, să am și eu un loc ca toate femeile. Eu cred că lucrurile astea a avut grijă Dumnezeu de ele. Sunt convinsă că Dumnezeu n-a lăsat-o, n-a părăsit-o, cu siguranță. Dumnezeu a făcut în așa fel ca ea să simtă ocrotirea lui, să simtă că este ocrotită, că este în cea mai mare grijă și atenție. Și s-a încrezut în Dumnezeu, așa cum s-a încrezut de la început. Facă-se voia ta. Iată, rog. I-a fost răsplătită această credință pe care ea a demonstrat-o de la început. Iată roaba ta, facă-mi se după voia ta. Ea acolo a făcut o declarație și un fel de angajament, într-un sens, dar o declarație. A acceptat voia lui Dumnezeu. Și niciodată Dumnezeu nu te trimite pe un drum fără să fie echipat și fără să te întărească, să nu-ți dea tot ce ai nevoie ca să nu te facă de rușine. Să nu-ți pui întrebări, unde ești, Doamne? Cu siguranță ea nu și-a pus întrebarea. Sunt absolut convinsă, ea n-a simțit nici frigul, n-a simțit că e părăsită. Cred că mai degrabă s-a simțit mai bine în graj decât între oamenii care își petreceau, care erau în, poate în petreceri, poate își vedeau de viața cu alte lor, preocupări. Cu alte preocupări. Aici a fost o retragere. Animalele au fost compania lor, în afară de îngeri, vreau să zic. Dar cu siguranță că a fost altceva să se uite la niște în ochii animalelor decât și-a văzut căldură și suflu de aer cald în noaptea rece. Mai degrabă a fost mai plăcută decât zgomotele și luminile și petrecerile oamenilor care habar n-aveau de nașterea Domnului Iisus. Eu cred că i-a apreciat grajdul, cred că a apreciat liniștea, a apreciat pacea și acolo și-a putut primi musafirii nestingheriți. Cu Dumnezeu ești bogat și în grajd și da, în orice situație. Acolo și-a putut primi musafirii. Iar când au venit musafirii aceia, cei trei magi, sigur că a rămas uimită, dar cu siguranță că ea auzea ce fac, ce au adus, ce daruri și a făcut legătura între ce i-a spus îngerul, nu-i așa? Toate le păstra în inima ei și sunt sigură că nu uita niciun cuvânt din cele rostite, nici de magi, nici de înger. Ea a simțit totul și a simțit cu o vreme înainte de a se întâmpla lucrurile de ceea ce va veni. Și cred că și la cruce și-a adus aminte când i-a spus Simon, inima ta va fi străpunsă. Dar ea a trăit toate lucrurile în cunoștință de cauză. Sunt convinsă că Dumnezeu a avut grijă de ea ca să aibă pace, inima ei să fie în pace și să știe cine este acel născut. Sunt sigură, absolut sigură, că nu, ea nu mai avea cuvinte. Ea nu putea, pentru că nu găsea cuvinte, să spună ceva. Ea doar trăia
extraordinar de puternic, de profund, fiecare clipă trăită. Cred că doar le trăia. Și pentru că erau toate cele care veneau, păstorii, veneau cu mielușei, puritatea, blândețea, bucuria, închinarea, corul de îngeri. Sunt convinsă că atmosfera era plină de armonia cerului. Și de confirmări că și este cu Dumnezeu. Multe, multe alte confirmări. Deci bucuriile sunt atât de mari uneori că nu găsești cuvinte, doar taci. Și le trăiești. Și totuși, ceea ce a spus îngerul s-a împlinit. Și o să-l provoc pe fratele Iosif să ne spună cum s-a împlinit, pentru că pruncul a adus o nouă împărăție și ne învață să ne rugăm pentru ea și o împărăție în care se face voia lui Dumnezeu. Mă gândeam aici că întotdeauna după Crăciun vine anul nou. Domnul Iisus a venit ca să facă un nou început. Un nou început în istoria umană. Pentru că El a adus cu sine împărăția lui Dumnezeu. El a fost Dumnezeu care a coborât pe pământ. Și a coborât aici ca să-și înceapă și să-și extindă stăpânirea Lui pe pământ. Profetul Isaia a avut viziunea aceasta că acest prunc, a cărui domnie se va instala pe pământ, acest prunc aduce bunătatea pe pământ și nu se va mai face niciun rău pe tot pământul când oamenii îl vor cunoaște pe Dumnezeu prin acest prunc. Acum, în esență, tot Isaia a spus, problema e aroganța omului. Toată răutatea de pe pământ a venit când omul l-a înlăturat pe Dumnezeu de la cârma vieții lui și s-a instaurat pe sine. Când s-a instalat pe sine ca domn, el a căzut în răutate. Pentru că întotdeauna egoismul înseamnă răutate. Când îl instaurăm din nou pe Dumnezeu ca împărat, El vine cu bunătatea Lui. Și am subliniat de la început, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus este coborârea bunătății lui Dumnezeu pe pământ. Și când eu îl instaurez pe el și îl instalez pe el ca împărat al meu, bunătatea vine în mine. Domnul Iisus a definit împărăția lui Dumnezeu să vie împărăția lui Dumnezeu pe pământ, adică să se facă pe pământ voia lui Dumnezeu cum se face în cer. Și Domnul Iisus a definit și voia lui Dumnezeu. Toate învățăturile Domnului Iisus, la oaltă, formează voia lui Dumnezeu pentru noi. Standardul lui Dumnezeu. Dacă eu îmi însușesc învățăturile Domnului Iisus, îmi însușesc voia lui Dumnezeu. Dacă eu accept să trăiesc după învățăturile Domnului Iisus, accept să trăiesc după voia lui Dumnezeu. Și când lumea acceptă să trăiască după învățătura Domnului Iisus, se instalează împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Coboară cerul pe pământ. Cheia e învățătura Domnului Iisus. Nu e suficient că a venit El. El a venit să ne aducă învățătura care îmi definește voia lui Dumnezeu pe pământ. Și când eu accept
să trăiesc după învățătura Lui, adică să trăiesc după voia Lui Dumnezeu. El zice așa: cine face voia Tatălui meu, acela mi-e frate, soră, mamă. Cheia e în a accepta să faci voia Lui Dumnezeu. Și voia Lui Dumnezeu e învățătura Domnului Iisus. Prin urmare, luați cele patru evanghelii, Matei, Marcu, Luca și Ioan. Citiți-le, răscitiți-le, memorizați-le, pentru că cu cât ai mai mult în mintea ta învățătura Domnului Iisus, cu atât ai în mintea ta mai mult voia Lui Dumnezeu. Și cu cât gândești mai asemenea Domnului Iisus, cu atât gândești mai asemenea Lui Dumnezeu. Ce-i mai mare lucru în lumea asta decât să gândești cum gândește Dumnezeu? Și noi învățăm să gândim cum gândește Dumnezeu memorizând învățăturile Domnului Iisus. Și când trăim după ele, am instaurat împărăția Lui Dumnezeu în noi. Și de acolo noi o extindem. Eu trebuie să aduc împărăția Lui Dumnezeu în familia mea. Să trăiesc după învățăturile Domnului Iisus, tratându-mi soția după voia Lui Dumnezeu, tratându-mi copiii, tratându-mi prietenii, ducându-mă în compania mea, ducându-mă la școala mea și ducând peste tot învățătura Domnului Iisus, care e voia Lui Dumnezeu, care înseamnă să vie pe pământ împărăția ta. Și de aceea a venit Domnul Iisus, să instaureze pe pământ cerul, voia Lui Dumnezeu, pace pe pământ, pentru că toți oamenii sunt plăcuți Lui, sunt iubiți de El. Amin, așa să fie și să putem primi învățătura aceasta în inima noastră, pentru că așa cum spune Evanghelistul Ioan, cuvântul s-a făcut trup și a trăit printre noi plin de har și adevăr. Foarte important să reținem că de fapt toate cuvintele Domnului Iisus sunt cuvântul lui Dumnezeu și trăirea după voia Lui nu poate fi într-un alt fel decât așa cum ne-a învățat El. Și atunci sărbătoarea nu ține doar o zi sau o săptămână sau o lună din an, ci avem un ospăț necurmat în inima noastră. Amin. Toată viața. Eu vă mulțumesc și vă doresc în continuare sărbători binecuvântate și an de an să auzim de bine și să ne bucurăm de extinderea împărăției lui Dumnezeu. Mulțumim, sărbători fericite și Domnul să fie în casa voastră în sărbători. Sărbători fericite, sărbători fericite. Dragi telespectatoare, dragi telespectatori, este momentul să ne luăm rămas bun. Vă dorim în continuare să aveți în inimile dumneavoastră melodiile colindului și pacea de pe câmpiile Betleemului să umple inimile și casele dumneavoastră. Să ne revedem cu bine la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile săptămâna viitoare. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.